Bună, dragile mele, și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Debora, sunt de profesie farmacist, scriu pe blogul deboratentici.ro și astăzi vreau să vă arăt cum folosesc eu cele 3 măști de la L'Oreal din gama Pure Clay. Și hai să vă arăt cum se folosesc aceste 3 măști, ce conțin, pentru ce se folosesc, cum se folosesc și ce efect au ele pe tenul meu. L'Oreal a lansat 3 măști care conțin 3 argile pure. Gama măștilor se numește Pure Clay și fiecare mască, în funcție de ingredientul deosebit pe care îl are în plus, are un nume diferit și o recomandare. După ce îmi demachiez tenul și îl spăl cu un gel de curățare, trec la aplicarea pe rând a măștilor. Aceasta este metoda mea preferată de a le aplica pe rând. Toate măștile se aplică pe tenul curat și umezit. Încep cu prima mască, care este cea roșie, adică masca exfoliantă, care conține pe lângă cele 3 argile pure și un extract de algă roșie. Se aplică pe tenul umed, se lasă să se usuce și apoi se îndepărtează prin masaj ușor pe tenul umezit. Rezultatul este imediat, este vizibil și pielea este mai fină, fără porțiuni cu piele moartă, este mai radiantă și porii sunt mai curați. După aceea, pe tenul umed, trec la următoarea mască. Folosesc masca revitalizantă, care conține pe lângă cele 3 argile pure și extract de cărbune, de aceea este și masca neagră. Această mască acționează ca un magnet și îndepărtează excesul de sebum, iluminând tenul fără să îl usuce. Se lasă să se usuce și apoi se îndepărtează cu ajutorul unui burețel sau a unui prosop umezit. Se clătește bine tenul și se poate vedea rezultatul imediat. Tenul este instant mai luminos și pielea mai curată, tenul arătând mai odihnit. Ca și ultim pas, folosesc masca purifiantă. Această mască conține pe lângă cele 3 argile pure extract de eucalipt. Această mască curăță în profunzime și purifică porii. Matifiază tenul fără să îl usuce. Se aplică pe tenul umed, se lasă să se usuce și apoi se îndepărtează cu un burețel sau cu un prosop umezit imediat ce s-a uscat. Se clătește tenul și rezultatul poate fi vizibil imediat. Un ten mai luminos, mai curat și matifiat. Eu prefer să le aplic pe rând, în ordinea aceasta în care ți-am arătat mai devreme, dar dacă dorești, poți să le aplici pe toate 3 deodată, fiecare pe zona unde ai nevoie de efectul pe care îl oferă respectiva mască. Fiecare mască conține 50 ml produs și este suficientă pentru 10 utilizări. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la final. Nu uitați să mă votați în cadrul școlii de beauty vlogging by L'Oreal Paris. Te pup și îți doresc o săptămână frumoasă. Pa!